Această rubrică vă este oferită de Sanador. Consultațiile prenatale sunt esențiale pentru identificarea sarcinilor cu risc. Femeia gravidă va discuta în permanență cu medicul ginecolog pe parcursul lunilor de sarcină. Când are loc prima consultație, care sunt testele necesare și care este rolul lor, ne spune doamna dr. Mirela Nicolae, medic primar obstetrică ginecologie cu competență în ultrasonografie obstetricală și ginecologică. Bună dimineața! Bună dimineața! Când anume ar trebui să aibă loc primul consult prenatal și ce implică acesta mai exact? Primul consult prenatal, în general, are loc la 8 săptămâni de sarcină. Atunci, medicul obstetrician face cunoștință cu gravida și, în primul rând, face un istoric medical foarte amănunțit al acesteia. Urmează să determine înălțime, greutate, alte patologii pe care le poate prezenta gravida. Se face o ecografie de pistarea sarcinii pentru a identifica că sarcina se află în uter și pentru a aprecia vârsta cât mai exactă a sarcinii, precum și data probabilă la care se va petrece nașterea, îi va prescrie o serie de analize și va recomanda un tratament inițial. În același timp, se vor stabili și următoarele controle, când vor avea loc și în ce constau acestea. Ce înseamnă mai exact testul TORCH în sarcină și când ar trebui acesta efectuat și de ce? Testul TORCH este un test foarte important în timpul sarcinii. În cadrul acestui test se depistează anumite infecții care pot să apară în viața oricărui om, dar care au un răsunet foarte important asupra sănătății bebelușului. Acesta, cel mai indicat este să fie efectuat înainte ca pacienta să rămână gravidă, pentru a ști dacă această pacientă a avut contact cu una din aceste boli, cum ar fi toxoplasma, varicela, rubeola, citomegalovirus sau herpes simplex. Dacă nu au fost făcut acest test înainte ca pacienta să rămână gravidă, el este de preferat să se facă în primul trimestru de sarcină pentru a aprecia riscul ca pacienta să dezvolte una din aceste infecții. În marea majoritate a cazurilor, aceste infecții trec prin placentă, prin bariera placentară și pot să dea repercursiune asupra fătului. Acesta la naștere poate să prezinte semne mai banale, cum ar fi raș cutanat, febră sau lipsa poftei de mâncare. Din păcate însă, în cazuri grave, aceste boli pot să determine defecte, cum ar fi surzenia, defecte oculare, pot să determine defecte cardiace, hepatice sau splenice, trombocitopenie pot să determine, inclusiv autism. Deci este un test extrem de important. În anumite cazuri pot fi necesare efectuarea unor analize suplimentare pentru a preveni efectuarea unui avort care nu este neapărat necesar. Screeningurile prenatale ce presupun și care este cel mai indicat test de acest gen? Cel mai indicat test și cel mai puțin invaziv este dublu test. Acesta se efectuează între 11 și 13 săptămâni de sarcină. Constă în recoltarea unei probe de sânge de la mamă și în aceeași zi este necesar să se facă prima ecografie morfologică de trimestru 1 a bebelușului. În cadrul testului de sânge se recoltează niște markeri serici, căror valoare este crescută în momentul în care bebelușul poate să prezinte sindrom Down, trisomie 18 sau 13. Aceste valori serice se corelează cu alte date ale mamei, cum ar fi greutatea, faptul că mama este fumătoare sau nu, cu vârsta mamei, e foarte importantă vârsta mamei, cu faptul dacă mama prezintă sau nu diabet zaharat, dacă am avut alte sarcini în care au fost copii cu sindrom Down, sau dacă este o sarcină obținută spontan sau prin reproducere asistată. Aceste variabile se introduc într-un sistem care calculează un risc statistic și care ne spune dacă acest bebeluș poate să fie afectat de sindromul Down.
În cazul unui risc scăzut, sarcina merge mai departe cu morfologiile ulterioare. Dar dacă vorbim despre un risc genetic crescut, atunci pot fi făcute alte teste. Sunt teste neinvazive, care se recoltează tot din sângele mamei și care se efectuează începând cu 9 săptămâni de sarcină și sunt testele acelea care determină ADN-ul fetal în sângele mamei și îl compară cu ADN-ul normal, permițându-ne să depistăm anumite malformații genetice. Pentru sindrom Down, acestea au specificitate de 99,5%, deci sunt extrem de utile. Sau poate fi recomandată direct testele genetice invazive, cum ar fi biopsia de vilozități coriale sau amniocenteza. Biopsia de vilozități coriale se face între 11 și 13, maxim 14 săptămâni și constă în extragerea unei mici porțiuni din placentă, iar amniocenteza se face numai după 16 săptămâni și constă în extragerea de lichid amniotic din sacul gestațional. Doamna doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența în direct la Digi Matinal. Cu drag, o zi frumoasă! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.